Un troleibuz de pe linia 10 a căzut într-o groapă azi dimineață. S-a întâmplat pe strada Mitropolit Dosoftei din capitală. Potrivit martorilor, incidentul s-ar fi produs din neatenția șoferului care încerca să iasă de pe teritoriul parcului de troleibuze numărul 1. În urma accidentului, nimeni nu a avut de suferit. Șanțul în care a căzut troleibuzul a fost săpat pentru lucrările de reparație a rețelelor termice. În regiunea primului parc, la ieșirii din parc, fac niște lucrări din partea termocomului sau termoelectric, acum asta se numește, pregătirea de iarnă. Și clar că ne-au strântat sau, aș zice, ne-au îngustat condițiile de emitere la liniște. Clar că și șoferul a comis neatenție și dând spate troleibusul, n-a fost atent și a nimerit cu partea din spate în acest groapă. Pentru a scoate troleibuzul din șanț, la fața locului au intervenit mai multe autospeciale și chiar o macara. Eu dimineața la 8 când am venit, el eram... Nu era macaraua aici. Eu l-am tras și eu uleac, dar așa nu. În autovehicul nu se aflau pasageri, iar șoferul și taxatorul nu au avut de suferit. După ce troleibuzul a fost ridicat din șanț și a fost verificată starea tehnică, acesta a revenit în trafic. Un caz similar s-a produs săptămâna trecută, când o bucată de asfalt s-a surpat la intersecția străzilor Pușkin și București. Atunci, roata unui troleibuz a nimerit în groapă, iar pe străzi s-au format ambuteiaje.